Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 10 și astăzi am ceva special pentru voi, foarte, foarte, foarte special, pentru că astăzi o să bătem număr de 2 boși. Am un plan să bătem una mână Queen Bee, care se găsește în Ando Jungle aici, și Skeletron. Când face chestia asta va fi destul de easy, pentru că avem nevoie de poțiuni doar pentru Skeletron. Pentru că Queen Bee trebuie să bate de mult, doar că l-am evitat, cum să zic așa, n-am vrut, am zis, bă, stai tu acolo, te bat eu când consider eu și a venit momentul. Dar am nevoie de niște poțiuni la mine pentru domnul Skeleton, așa că facem aici o poțiune de regen și o poțiune de Iron Skin și mergem imediat după Queen Bee. Dar hai înainte să mergem să strângem acolo multe, 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 multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și hai să recapitulăm ce am făcut în episodul trecut. Din câte știu eu, în episodul trecut am axat foarte, foarte, foarte mult pe acest Tanimu, pe acest Eternal, nu știu ce, și am bătut de câte ori Darmage, așa că that's nice. Bun, și n-am făcut cam nimic altceva, n-am axat pe Dark Mage. Acum este deși una mai spate asta. Bun. Și trebuie să mergem tocmai în jungle aici și uite aici o să mergem. Ne punem niște semnalizația și mergem acolo. Bun. Queen Bee, poate pentru că Queen Bee vreau să-l batem prima oară după aia Skeletronul, pentru că e mai greu Skeletronul. Adică nu știu dacă se putem să-l batem, deci nu știu dacă o să putem să-l batem. Poate că da, poate că nu. Și zic poate că nu, pentru că chiar dacă noi avem armura asta foarte bună, nu avem arme destul de bune. Chiar dacă ai zice, bă, taman, ai 46 mili de damage. Nu e de ajuns. Pentru că arma asta dă într-un fel, dar uneori nimeni, uneori nu nimeni. Noi cu cartul putem să dăm damage foarte mult și foarte ușor cu o carte, dar n-am avut noroc, am stat vreo oră și am încercat să fac rost de ea, care să facem rost de la Demon in the Yard. Am murit de nu știu de câte ori, dar n-am reușit să fac rost de carte. Așa că am zis, nu pot să mai caut atât de mult, să mai stau încă o oră sau mai știu eu cât timp să caut o amărtă carte și să eu să pierd timpul și nu o să pot să filmez. Cam multe de filmat și chiar trebuie să mă grăbesc, pentru că nu știu dacă ați văzut, azi, pe data de 4 februarie, 6, aparent trece rapid timpul, 6 februarie, n-am postat de dimineața, după masă, n-am postat nimic după masă, pentru că am avut puțină treabă, dar am zis, azi să postez 3 videoclipuri, bine, 3, 2 să le postez, una să pregătesc pentru mâine, și oricum suntem foarte aproape. Mâine o să postez un videoclip cu încă un boss. Deci azi bătem Skeletronul împreună cu Queen Bee, mâine bătem încă un boss. Aba nu, mâine e ceva mai special. Încă nu am spus de chestia asta, dar a picat un meteorit și nu prea a fost nevoie de meteorit, dar o să avem nevoie în armă, puțin de el. Bun, deci ce vreau să spun. În episodul de mâine, primul episod, pentru că știți că postez 2 episoade pe zi, în primul episod o să postez cea mai interesant, cum reușim să facem un item. Nu o să spun ce item, o să vedeți ce item. Și în al doilea episod de mâine, care probabil va ieși pe la ora 7, am trecut? Nu. Pe la ora 7 sau nu știu exact când, că n-am un program specificat, o să batem ultimul boss din Rehagmat, dacă reușim, doar dacă reușim să-l batem acum pe Skeletor. Dacă nu, va trebui să mai așteptăm un episod. Sau, nu știu, poate reuși cumva și batem, cumva, episodul de azi, dar nu prea e timpul alături de mine, pentru că atunci când neglijez într-o zi să pun un episod, e cam nașpa. Bun, hai să căutăm hive-ul. Ok, am găsit copacul. Copacul ăsta este un copac foarte nice, because it's inside this one chest.
Și chestul ăsta... Oh, shit! Putem să facem lightning boots sau nu? Nu, că... Da, nu, că nu trebuie să facem, că n-avem buzi. Ok, asta e nașpa. Nu contează. Asta îi putem... H5 de la albină. V-a spus eu, jungle-ul... Opa! Aparent acum puțin acolo lag. Jungle este biomul meu preferat. Pentru că ai ce face. Chiar ai, adică poți să farmezi la iteme că călămăria ta. Sunt foarte mulți boși și ăsta boși, mobi. Și chiar ai ce face. Ok, și am găsit un hive, băieți. Un hive. Hai să spargem ușor, ușor. Ușor, ușor, ușor. Ok. Noi dacă omorâm chestia aia, o să spawneze Queen Bee-ul, pentru că practic ăla e bebelușul la Queen Bee. Bun, dar noi nu vrem să-l supărăm momentan. Momentan, momentan, pentru că trebuie să facem o arenă mică, mică, mică. Mică, mică. Mică, mică, mai mare, mică. Să facem mai mare pentru că nu vreau să picăm în miere. Dacă picăm în miere, egal. Ne luăm heal când se dă în miere. Doar că e mai nașpa, pentru că cădem ușor, lumea poate să ne dea foarte mult damage și hai să nu, știi ce zic. Așa că da. Bun, o să încercăm aici frumos asta. Salut, salut, salut. Așa, dacă noi tragem în statul se întâmplă. Bun, aș face un aeroskin pentru că chiar am și o să pun ca să fie sigur că îl batem. În primul rând vreau să pun aici unde stau. Hai să pun și aeroskin-ul și hai să îl... Pam! Bun. Uite-o, este albina. Să vă spun sincer, nu știu cu ce să bat. Deci cu asta. Ok. Come on. Să fii atent, ca să-i merg. Multe, vedeți? E destul de greu să-i merg. Ea trage în tine. Dar tu cu asta trebuie să dai puțin așa. Adică nu poți să faci sau? Nu poți să spamezi într-un fel. Hai să vedem. Poate trebuie să batem, să nu știu ce zic eu. Ok. Oh, come on. Ah, nu-i problemă. Momentul ăsta e perfect cu viața. Ok. Come on. Vedeți ce vă spun? Nu, nu, cred că vedeți ce vă spun. Cred că chiar am dat dreptate. E destul de greu. Cu hammer-ul ăsta. Așa că cred, nu, știu ce o să facem, băiți, știu ce o să facem, o să bătem cu arc. O să mai farmez eu puțin și o să vedeți imediat despre ce vorbesc. E foarte ușor și chiar o să fie șmecher. Așa că, să vedeți imediat. Ba, scuzați-mă că n-am pregătit chestia asta și cam fac chestiile când joc, dar s-a stat de timp și la aia. Hai să vedem dacă putem să batem Queen Bee acum. Ei, mai are foarte puține viață, mie mai are peste sub jumate. Momentan, doar cu arma asta putem să batem, așa că hai să-i dăm cât putem noi. Come on. Ok, am prins un hit. Come on, am prins încă unul. No, no, no. Oh, come on. Nu! No. Și nu-mi dau seama că nu, mai și că nu. Mamă, și iau și knockback. Asta e problema, că ne băgăm puțin, ne-am băgat puțin în miere ca să ne luăm heal. Ok, mai are față puțin viață pe aici. Come on. Mai are cât? 400. Ok. Come on, come on. 150. 109. 118. 16. Hai zi. Oh! Ok, nu mai trebuie să mai farmez, băieți. Nu mai trebuie să mai farmez. Asta e genial, băieți. Am bătut Queen Bee-ul în sfârșit. Ok, hai să ne luăm Cal Potion. Și hai să vedem ce avem în inventar. Hai să facem un pic spațiu. Oh, perfect, s-a făcut spațiu, sigur. Nu mai trebuie să mai fac spațiu. Nu uităm chestia asta, o punem așa. Și hai să vedem.
Deci aveam aici un the Big Knight, Knist ăsta, nu știu cum să zic acum. Dar noi nu o să folosim, poate că ăsta e un arc, dar nu o să folosim săgeți de genul Hellfire Arrow și uitați puțin aici. Ah, ok, și așa să batem noi pe domnul Skeleton, așa că hai mă să mergem la el să-l batem, nu? Ce ziceți? Mai am puțin de Iron Skin? Da. Și cred că ajunge. Ok. Și am mutat să ne bem bera. Am mutat să ne bem bera, băieți, care întă... Uite. A? A, e la... Hai. Ok, hai că ne vedem la... La asta, la Skeleton. Ok, aparent ne-a venit un doctor, witch doctor, de la el o să putem să luăm niște aripi. Da, aripi. O să vedeți în hack, mă vedeți. A folosit pe trece foarte multe chestii interesante. Bun, haha, bine că n-am damage, bine că n-am damage. Putem să mergem și noi destul de rapid. Gata, mai putem. Băiți, nu cred că realizați ce noroc am avut. Dar eu, fără să-mi dau seama, am plânhit. Am venit la ăsta și zic că e în partea corectă. Ok, da, e în partea corectă. Când trebuie, efectiv. Nu știu dacă știi, dar Skeletonul poate să bate doar pe timp de noapte. Și aparent luna e tocmai aici. Adică e început de noapte. Fără să știu. Ok. Bun. Acum că am ajuns aici. Ne luăm frumos poțiunile. Bun. Bem beream. Bun. Ne luăm arcul mână. După el așa și căs. N-avem arena, ceea ce ar fi puțin cam nașpa, dar... Come on. Oh, shit. No! Oh, shit. Să ne-i bine. Oh, come on! Mă, și mor după mine. Oh. Trebuie să-mi ia puțin de arce, dar... Am uitat. Las că putem și pe asta. Să-i dau un cap trebuie să-i dau, băieți. Oh, bă, l-am rupt. Come on, băieți. Let's go. Nu. No. E, mă, tran, n-are ce-o treabă. Uite cum îl spamă în cap. Bage și mâinile, băieți. Oh, shit. Arc e bun, da, știu. Hai să scoatem harta. Ok, am spart-o mână, aparent. Fără să dau seama. Hai să-i spargem și pe asta. Hai să-i distrăm, băieți, dacă tot. Oh, shit. Bă, sper că filmez, da? Că ăsta pot doar o dată pot să-l bat. Bă, va trebui să mai... Am că filmează. Trebuie. Hai cu mâna aia. Hai mă cu mâna aia. Aia e bine că se bagă capul pe față. Mă. Bun. Ok, și acum va fi easy. Hai, cum are aici tu? Cum are? 400. Mare. 200. Ai 10. Avem ultimul hit. L-am bătut. Și Skeletron, băieți.
Acum vreau să văd dacă filmează. Te rog, zi că filmează. Filmează, băiții. L-am prins. L-am prins. Bun. Acum, pentru că ați avut noroc și mai avem timp, hai să explorăm și dungeon-ul. Ok, aici vom găsi o cheie, da? Deci am fost în episoade și am ajuns aici. Dar am și zis, hai să luăm pe ea. Bun, și aici v-am spus eu că dacă nu mergem aici jos, înainte să batem bossul, va veni un schelet mare și practic ne va omorui instant, pentru că 2 fă 900 de damage. Și cam asta, dar nu s-a văzut chestia asta, că nu ne ajuns jos. Dar asta era să se vede. Și acum ne-am dus. Dar am zis chestia asta. Bun, hai să vedem. Putem să găsim o carte, la carte albastră, de că. Uite, carte albastră, ia să vedem. Aveți noroc? N-aveți noroc. Ok, capcanele pe toate vreau să le scot. Mai că. Face cumva aici. Ok. Bun. A, mai repede, nu vreau să văd ce atare. Ce mă șmecher, unde ziceam am venit așa. Hai, bagă, 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 bagă. Abonații mei vor să vadă chest-uri tale, șmecher. Ok, să folosim salvia, pentru că e bună. Ok, hai să ne numerească chestia asta. Bun. Carte, 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 carte. Credeți-mă, luăm foarte mult damage dacă atingem chestiile astea. Eu nu vă nicio carte. Oh, shit. Nu-mi zic că e capcană, te rog. Ba, e capcană. Și noi cal pe unde trebuie să luăm? Ah, gata, vă sunt. Ok, pa aici. Ok, aici acolo e capcan, e mai capcan. Ok, să știu, am dat și în de zonă normală. Hai să vedem să nu știu patul ăsta, că arată bine. Ok, cadă. No comment. Ce faci, mă, acolo? Am dat, interesant, am văzut. Oh, capul ăsta putea să ne pice. Sau, parcă, da, putea să ne pice. Uite un vrăjitor. Oh, m-a pus să mă atac. Corect, atunci mă atinge capurile astea, nu ar trebui să mă atac. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Fuck. Bine că îmi dau foarte puțin damage. Bine, nu și capurile. Cam am plecat de aici. Da, cred că s-a folosit. Oh, uite, uitați. Ok, să luăm. Acum deci, bunat, ok. O să o ducem acasă la noi, sau o să zic iau acasă la noi, nu știu. Ok. Să vedem. Dă-ne ceva bun. Ok, chiar n-a dat ceva bun. Așa, 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 10 gold bun. Ok, iar cap. Ok. Nu vreau, nu avem nevoie de bătaie, nu vreau să. Pentru că au bătaie, ca ce. O, goblinul! Goblinul, băiții! Goblinul! Și ce bun e goblinul? Ok, repede. Și pam. Pam. Bun. Da, spus că avem nevoie de foarte mult de goblin. Pentru că punem aici asta jos aici. Oh, shit. Dacă putem să facem chestia asta, că vine asta aici pe noi. Nu! Come on. Bun. Bun, bun, bun. Nu știu dacă putem, băieți. Scoate bam, bam. Și balon. Bun. Bam. Bam. Și gata, acum o să mă dau un item. Wow, două dale acolo, ok. Pleacă, 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 pleacă. Ok. Hai jos aici. Oh, e nebunie aici. Tally counter, două tally countere. Două tally countere. Ok, nu prea mă trebuie să. Ba, e bun cu tally counter. Golden key, perfect.
Ok, deci tally count, tally count, pun tally count aici. Vedem si cum aruncam. Vedem sa facem economie la storage, pentru ca o sa gasim multe chestii. Nici n-am intrat bine si deja am ieșit mai bine decât am intrat. Ok, uite un hollow chest. Hollow chest asta. Inca un tally count! Wow. Bun, asta mi-e. Deci, facem așa. Bun. Asta va trebui să le luăm așa. Fiecare în parte. Come on, come on, hai cu chesturile alea. Nu, pică chesturi, băieți. Am câte chei? Am 9, 6. 6 cai. Și nu pică chei. Chiar așa. Asta nu pică cutii, nu găsesc cutii. Mamă. What the fuck, man? Băi, mai întorcem, nu știu să mă atingem ăla, nici ăsta aici, bun. Înțeles. Ah, oh, come on. Pe partea asta. Nimic, ok. Bun. Așa. Ok, nice. No, no, no! No, capcan, 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 capcan! Ah. No! No! Ok. Wow! Ai, pe acolo chiar n-aveai cum să treci. Oh, shit, trebuie să mergem apoi, băieți. Trebuie să mergem apoi. Ok, dar înainte să mergem apoi, trebuie să facem chestia asta. Camera. Ok, perfect. Vreau ca, vreau ca. Neburule. Tă, shop. Dă în curare mai fi tu cu un aspăs sus, așa, ia uitați ce vedeți. Și de la asta vă să facem cea de-a mântat, nu. Nu, ne băgăm, nu. Nu. Ok. Avem nevoie de buți. Buți. Avem buți pe aici. Ce să în afară de ăștia. Nu. Mamă ce nașpa. Mamă ce nașpa. N-avem buți în afară de aia. Ok, hai că ajung eu până acolo. Înapoi în templu și... Sau? Ba nu, ba nu. Ba nu. E ok, ok. Pentru că cam aici a lăsat episodul azi. Nu, nu, jumătate. Bun. O să explodeze templu și o să vă arăt ce-am găsit. Dar... O să spun că mai e încă două episoade, încă două episoade din acest serie, dar în pre-hard mode, pentru că n-am să continuăm să jucăm și în hard mode, deci, mâine vom lăsa un episod special, unde o să facem rost de un item, și poi mâine, stă și poi mâine, și mâine, dar mai pe seară, batem ultimul boss, Ul of Flesh. Eu am fost Ariel Byte, v-am pupat, pa, pa.